Cel mai lung an școlar începe așadar cu schimbări majore în educație și le trec în revistă după ce le-au discutat cu specialiștii colegii noștri Raluca Bârcă și Radu Tiliță. Să-i ascultăm! Bun găsit tuturor! A fost o zi plină de emoții, dar fiind faptul că ne așteaptă un nou an școlar plin de provocări și foarte multe schimbări, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Așa este, Radu, și spun actorii din educație că vorbim, din păcate, mai mult despre schimbări de formă și nu neapărat de fond. Vi le amintesc pe scurt, vorbim despre cel mai lung an școlar de după Revoluție, însumează 37 de săptămâni și este împărțit în 5 module despărțite de 5 perioade de vacanță. Notarea va fi total diferită, se va face după acea vestită formulă N+3, acolo unde N reprezintă numărul de ore alocate unei discipline săptămânal. Asta înseamnă că dacă un elev are 2 ore de biologie într-o săptămână, Radu va ști cu siguranță că la finalul anului trebuie să regăsească în catalog 5 note. Totodată va fi încheiată o singură medie și în acest sens au fost schimbate deja catalogele și carnetele elevilor. Bun, noile schimbări vin și cu avantaje pentru elevi. Elevii nu vor mai fi exmatriculați, tezele nu vor mai fi obligatorii, însă nu sunt interzise, iar la finalul anului fiecare elev ar trebui să aibă parte de un plan individual de învățare, astfel încât după notarea finală, profesorul de la clasă trebuie să vină cu sfaturi pentru elev, astfel încât anul viitor să aibă rezultate mult mai bune la învățământ. Așa este și din păcate sau din fericire, schimbările nu se opresc aici, chiar în aceste zile, așa cum știm, se lucrează la varianta finală a legilor educației, iar în momentul în care va trece de Parlament, se va schimba cu totul școala românească.